Fiecare întâlnire a mea cu Stella Popescu este ca o gură de aer proaspăt. Am venit la ea acasă și o voi întreba despre lucruri nepovestite până acum. Bine ai venit, Câmpo. Bine te-am regăsit. Te-a văzut. Mă bucur să te revăd. Ai mai fost la mine, dar de mult. 20 de ani. De 20 de ani. Trei apuri. Bine, te rog. Casa Stelei este un univers întreg de amintiri, povești, fotografii ale celor dragi prezenți sau plecați dintre noi. Și cum la povești nu poți să stai fără o cafea bună, gazda noastră s-a grăbit să ne facă una specială, așa ca pentru noi. Eu ce spuneam că viața mea se petrece mult în bucătărie, de-aia mi-am și amenajat un loc în care mi-s toate dragi și am și televizor și alături am un dulăfior în care am fardurile și lucrurile de care mă folosesc. Mi-e foarte comod în bucătărie și pot să mai fac ceva. De exemplu, dacă gătesc, mă uit la televizor sau învăț un text și aici fac ceva la bucătărie. Mi se pare mie comod. Acum să nu credeți că îmi petrec toată viața în bucătărie sau la televizor. Am și alte treburi de făcut. Haide cu mine în birou. Pentru că am și birou, să știi. Așa, aici am lumină, ți-am aprins și luminile, vezi? Foarte bun. Perfect, să nu te sperii. Odată am fost la un mare gazetar român, când făceam eu pentru dumneavoastră, doamnă, și am văzut un birou. Uite așa, cu ziare și încărcat, și atunci m-am speriat. Vai, cum o putea trăi în nebunia asta? Ei, uite că și eu am ajuns tot în nebunia asta. Și acesta e birouașul meu. De fapt, aia biroul lui Puiu. Dar acum m-am instalat eu în el. Și aici am și mari artiști cu care am jucat. Aici am cărți, aici am DVD-uri, aici am CD-uri. Și aici amintirile celor care s-au dus și care, din păcate, ne-au părăsit. Asta e familia mea. Puișor cu mine, cu fata mea și cu nepoțica mea. Și nepoțica care o vezi acolo a născut un băiat acum 4 luni, deci sunt străbunica. Din păcate, Puișor nu mai e să se bucure de asta. Da. Aici sunt, te vezi, la voi, la televiziune, la voi, la televiziune. Am fost de 2 ori premiată premiul Tigă, cea mai populară artistă din România. Știi ce am spus odată? Eram cu într-o sală cu mai cu artiști și mari toți și am spus, măi, dragii mei, eu am fost numită cea mai populară, nu pentru că sunt cea mai bună, ci pentru că am bătut România centimetru cu centimetru. Cu Stella nu e greu să stai de vorbă. Are atâta de spus încât nu trebuie decât să te așezi comod și să o asculți. Poate mulți se așteaptă să vadă actrița veselă, exuberantă, mereu cu zâmbetul pe buze. Dar Stella Popescu are și ea drama ei, povestea ei. Am, milioane. Înregistrări în televiziune, sute de minute. Da, știi că a făcut o socoteală, Tatrici parcă a făcut o socoteală, că eu și cu Sandu avem peste 4.000 și vreo 400 de ore de televiziune. Și asta era mai de mult. Între timp au mai trecut câțiva ani. Da, da, da. Mă rog, producția e alta. Atunci se lucra foarte mult. Foarte mult se lucra în televiziune. Te uiți deți la poze? Îți place să te uiți la poze? N-am timp, dar mă uit. N-ai timp? N-am timp. De ce n-ai timp? Păi n-am timp pentru că lucrez în continuu. Lucrez în continuu. Sunt angajată a Teatrului Tănase, nu? Unde am cel puțin 2 spectacole pe săptămână. A apărut Teatrul Stella Popescu pentru copii și tinerete, pentru spectacole muzicale și de balet, unde iarăși lucrez, nu? Regizez spectacole acolo. Acum am și regizat, acolo joc în permanență. Acum e Lampa lui Aladin în care joc pe mama lui Aladin, dragă. Lucrez îngrozitor de mult și mă enervează când mă treabă câte cineva ce... Dar de ce nu ieșiți la pensie? Știi că pentru multe nu e o fericire să ieși la pensie. Și atunci spun, măi, fratele meu, la pensie actorul nu iese când vrea el, ci când vrea publicul. În clipa în care lumea nu mai te invită,
atunci trebuie să încep să te întreb dacă trebuie să te mai duci. Nici nu poți. Degeaba, poți să ți-i spun eu ție, hai Marciuc, mai, cheamă-mă și pe mine la tine la emisiune. De dragă o să mă chemi odată și până nu o să mă mai chem, pentru că tu ai nevoie de audiență, n-ai nevoie să te rog eu. Nu? Păi da, așa e. Și atunci dacă vezi că nu te cheamă, seama clar, nu mai trebuie să fii acolo, faci altceva. Știi câte am de făcut? Pe ce? Care le am în. Te vezi făcând vai, altceva? Eu aș scrie în primul rând, pentru că am enorm de multe amintiri, enorm. Și cum ar începe povestea ta despre Basarabia? Cu ce capitol? Cu copilăria și plecarea lui tata, că de fapt ăla a fost punctul cel mai important. N-aveam decât 43, aveam 7 ani. 7, aproape 8 ani. Și au venit rușii peste Basarabia. În primul, tata era ofițer român în rezervă și director de școală. Și asta era pericolul cel mare, pentru că rușii veneau și au avut o metodă de a acoperi, de a se înfige în teren, foarte bună, domnii, foarte bună. Adică, luau tot ce se cheamă administrație românească de acolo, o duceau în Siberia și aduceau ruși care a doua zi, în 24 de ore, se instalau și a doua zi, tu dacă basarabean te duceai să-ți faci un act la primărie, trebuia să știi rusește. Nu mai vorbea românește. Și dacă vorbeai românește, te turna vecinul. Asta au băgat ei adânc în Basarabia, turnătoria. Copilul de 7 ani, unde era? În ce zonă? Orhei, la vreo 40 de kilometri de Chișinău. Erai cu mama ta? Eram cu mama, după ce a plecat Abin. Deci, și asta vreau să spun. Și tata repede a plecat, a fugit pe la Galați, acolo era cel mai simplu de fugit pe atunci, să facă niște acte, ceva, să putem scăpa. Și s-a întors acasă ca să ne ia să ne ducă în România. Și pe stradă l-au arestat. Vinovăția era așa, director de școală, ofițer român în rezervă. Român verde, e adevărat. Tata era mare naționalist. Cum ai aflat de arestarea lui? Pe a doua zi au venit și a spus mama să facă pachet, două izmene, doi ciorapi, două cămăși și nu știu ce. Le-a dus la, acolo la comisariat și din clipa aceea nu l-a mai văzut niciodată, decât după 20 de ani, când s-a întors din Siberia, în Basarabia, nici măcar în România. În 1940, destinul lovește crunt familia Stelei și multe alte familii de basarabeni. În plin război, Vasile, tatăl ei, este ridicat de pe stradă și trimis împreună cu floarea intelectualității basarabene în lagăr. Două luni au călătorit în vagoane de marfă până la Vladivostok, iar acolo au fost puși să-și facă singuri barăci și să taie lemne în taiga. Ce s-a întâmplat cu fetița rămasă singură acasă cu mama ei? Mai a fost greu. A fost greu pentru că mama a rămas singură, a luat toată școala în spinare. Tata era director, era învățătoare. Și ca să reziste în lumea aia, era foarte grea, femeie tânără, îți dai seama. Frumoasă foc. Eu semăn cu tata. Mama era frumoasă. E celebră că lumea a întrebat pe mama. Vai, doamna, dar ce fată frumoasă aveți și aceea. E frumoasă, fi dracu, nu-i frumoasă deloc, dragă. Eu am fost frumoasă, ea e simpatică. Da, și era tare frumoasă și atunci și-a găsit de lucru. S-a apucat de a reparat școala și i-a făcut pe copiii mari să-i fie alături. Adică și-a creat o atmosferă foarte bună. Cum ai primit propunerea de a vă muta în România? Oh, dar ce, eu avem cuvinte de spus în fața lui mama. Mama a hotărât totul. Pentru mine mama era Dumnezeu. Toată viața a fost așa. Ce a vrut mama, ce a zis mama, era sfânt pentru mine. Pentru că mama avea un sens al adevărului și era sincer așa. Spunea totul. Nu avem pom de Crăciun. Dar și îți trebuie pom? Îți trebuie și o răpiei? Ai nevoie de o bluzuță și de niște papșei? Și las că facem noi un Crăciun extraordinar. Și gata, nu se mai discuta, nu avem pom. Drumul până în România, ți-am a fost foarte greu, pentru că era luna februarie, după câte țin minte. În luna februarie și-am pornit cu bouvagonul. În perioada aia, Antonescu a spus, orice basarabean care vrea să vină în țară, primește post și casă. Când a auzit mama asta, s-a urcat în prima căruță din Orhei,
și a întins-o la Chișinău, de unde erau, porneau trenurile care plecau spre România. Era o nenorocire. Groaznic. Am luat o lădiță în care mama a pus două furculițe, două cuțite, două lingurițe, un cearșaf, o pernă, nu știu ce. Adică, absolut, pe cum putea să se care cu lăzi? Nu se putea așa ceva. Toată casa a fost îngrămădită într-o cutiuță. Care se putea duce. Ladă. Da, care se putea duce. Da, mama, ca îi spun că era teribil de bine organizată. S-a și gândit că va fi frig și a luat cu ea o plapomă care nu era împachetată. Gata, și ne-am ducat în bou vagon, ne-am acoperit cu plapoma aia și am făcut 2 săptămâni până la Baraolt. Ne-am ajuns în România și acolo ne-au repartizat, să știi. Ne-au dat, pe mama au trimis-o într-un sat de lângă Sibiu, un sat de Saș, foarte bine, foarte bine, învățătoare la școală. Deci au dat post și casă. Sigur că nu ne-a primit lumea chiar așa cu brațele deschise, că nu e plăcut să vină cineva să-ți rechiziționeze o cameră, da? Pentru unul care vine din Basarabia. A fost un moment groaznic atunci. Și-a tăiat soaica porcul și mama a zis, vine și mie 2 kilograme de carne, te rog. Ea cu copil, nu? Și a zis, nu vând, eu nu vând și nu te-am chemat eu din Basarabia, și nu eu te-am. Și au trecut, nu știu, un an de zile și au venit rușii înapoi și primul lucru care l-au făcut în satul respectiv, au luat toți copiii tineri de 16-17 ani și au dus în Donbas, la mine. Și ea avea 2 fete superbe. Amândouă fetele ei au fost ridicate și duse în Donbas. Cine plângea pe umărul lui mama? Și zicea, pare rău că am zis atunci ce am zis. De frică să nu fie trimise înapoi în Basarabia și de acolo în Siberia, mama Stelei a făcut atunci o căsătorie de conveniență. Tatăl adoptiv al Stelei lucra la CFR și era un om cum se cade. Așa se face că și ea și mama ei au scăpat de repatriere. Îți doreai să știi ceva despre tatăl tău, mama ta? Avea vreo posibilitate de a afla ceva despre el? S-a interesat, dar practic, ce făceai tu între București, între România și Vladivostok? Nu puteai comunica cu nimeni. Nu știai despre el dacă trăiește sau nimic, nu? Nimic, n-am știut 20 de ani. 19 ani, n-am știut nimic. Și tata când a venit pe urmă în Basarabia, când e în Basarabia, când n-avea voie să vină în România, i-am mărturisit că a scris milioane de scrisori. Noi n-am primit nicio scrisoare. Dintr-un film american am aflat la un moment dat ce s-a întâmplat cu scrisorile acestor oameni ținuți în lagăr. Le adunau pe toate, cine punea timbru? Cine? Le adunau pe toate și le dădeau foc la ușa lagărului. Și tata, după vreo 19 ani, în sfârșit, a terminat acolo și le-au lăsat oarecum liber, într-un fel de domiciliu forțat, pe Marea Caspică și de acolo ne-a scris o scrisoare și de acolo a venit la bunica mea din partea mamei. A venit scrisoarea. A venit scrisoarea și pe urmă a venit și el. Cum a fost regăsirea? Cum a fost acel moment? A fost întâi o problemă ca să ne întâlnim. Pentru că pe atunci nu era ca acum, de exemplu, să pleci cu buletinul să te duci în Basarabia. Și asta nu a de curând, că nici asta n-aveam. El a venit în Basarabia, ne-a scris, am vorbit la telefon și pe urmă ne-am dus cu o excursie, să făceam excursiile ONT, știi? Și ce a fost interesant? Mama fusese să întâlnise cu el, dar nu zisase mamă nunte. Eu, din amintirile mele de la 6-7 ani, știam că tata era un bărbat plinuț, așa, voinic, știi? Și am coborât în gară și era un domn așa, slab și cu fața zbârcită. Era ca pământul uscat de iarnă, de vară, știi? Nu venea să cred, dar era tata. Știi că așa mi-a zis mama? Zic, mama, acum să-l recunosc eu noaptea în gară pe tata. Și a zis, el recunosc, e tata. Asta a fost toată descrierea. Asta a fost descrierea. Măi, era un personaj, mama. Era un personaj foarte interesant. Tu câți ani aveai? Păi deja aveam 20 și... Erai deja actriță? 24 de ani cred că aveam deja, 25. Eram actriță, cum că m-am întâlnit cu el, am fost într-un turneu cu Teatru Tănase și atunci m-am întâlnit cu el. Țin minte că se plimba cu mine prin Chișinău și era mândru așa. Zicea, uite-te ăștia, zice,
mor de ciudă că și fată tânără și frumoasă mă plimb eu. Și era fica lui. Era fica lui. Suntem o pereche potrivită și nu găsește cele mulți așa ca noi. De la Iași la Copșa Mică și de Stela și Bănică și-am venit de Rebelion să vă amuzăm iar amândoi. Suntem o pereche potrivită și-am dorit să demonstrăm de la început. În situații diferite, fără vorbe teocolite, dragi prieteni, să vă spunem ce înseamnă un sărut. Când ai fost ultima dată la Chișinău? Acum vreo 3 ani, cred. 2-3 ani a fost ultima dată. A fost cu Arșinel, am jucat un spectacol acolo. E un public extra, vreau să-ți spun. E un public dornic. Probabil că ei văd și televiziunea la noi. Sau... E un public dornic de spectacol. Iar acolo se pot primi căruțe de flori. Căruțe de flori, deși florile sunt extraordinar de scumpe. Este probabil darul pe care... Da, da. Mulțumirea, adică satisfacția, da. Ei îți mulțumesc, da, ei îți mulțumesc. Sunt foarte buni spectatori. Ai fost numită și artist emerit. A fost o mare onoare, dai seama. Povestește-mi puțin. Un telefon de la ambasada Moldovei. Da, bună ziua, bună ziua. Doamne, vreau să vă dau o foarte bună vesti că ați fost numită dumneavoastră și cu Tamara Buciuceanu, artiste a poporului. M-am rămas, am lemnit. Mamă, artista poporului e o chestie, știi? Nu oricine primește un asemenea. Și până am fost la ambasadă și ne-au primit extraordinar și am petrecut eu câteva ore. A fost foarte frumos. Stella Popescu s-a născut în 1935 peste Prut. Nu împlinise 8 ani când a trebuit să se refugieze în România. Și Tamara Buciuceanu a fost nevoită să plece din Basarabia, unde a venit pe lume în 1929. Amândouă au studiat actoria și au cunoscut gloria în România. Văd că ți-a prins bine corigența. Puișor, 10. Puișor, ce cu frizura asta? Tu nu știi că aici e școală? E carerina. Cât am plâns cu ea. Nu vin, bade. Celebrele artiste basarabence au cucerit nenumărate inimi pe scenele de teatru din toată țara și din diaspora și în zeci de filme. Cei care au avut ocazia să crească cu aceste filme, piese de teatru, astăzi cred că sunt mai pro-europeni și privesc spre vest, iar ceilalți care nu au avut această posibilitate privesc mai mult spre est. Tamara Buciuceanu Botez și Stella Popescu au primit cu emoție titlul de artist al poporului, conferit de către președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti. Până la urmă, când s-a reîntregit familia? Ai reușit să-i aduni împreună în România asta, pe părinții tăi? A durat vreo 3 ani de zile, cred. Și l-a adus pe tata în 77. Deci, deja mai trăise în Basarabia din 60. 60, 17 ani. 17 ani. Ați fost despărțiți doar de o graniță. Da, l-am adus aici, s-a recăsătorit cu mama după 37 de ani. Ai participat la nunta lor, la recăsătorie, ați făcut petrecere. Sigur că da. După petrecere, după căsătorie, ce a urmat? Ce au făcut părinții? Împreună până când mama, din nefericire, a făcut un cancer de sân și a murit la 83 de ani. Iar tata, care a stat în Siberia la minus 50 de grade, a murit la 90 de ani dintr-o operație de bilă. Ce ți-a povestit tatăl tău despre perioada deportării lui în Siberia? Nu-i plăcea să povestească, să știi. Mi-a spus el că erau minus 50 de grade, dar mi-a spus o chestie care m-a impresionat. Nu prea aveau de mâncare. S-au dus și i-au lăsat acolo, la minus 50 de grade, i-au lăsat acolo cu niște conserve și niște topoare ca să taie lemnul să-și facă singuri colibe. Înțelegi? Au murit pe rupte. El pretinde că din vreo 50.000 de oameni, în lagărul în care a fost el, au mai rămas vreo 5.000 doar. Așa s-au prăpădit. S-au dus sau, nu știu, mă rog, o nenorocire. Nu-i plăcea să povestească. Ne-am povestit, de exemplu, că nu prea aveau ce mânca, știi? Frig, iarnă, veșnică, zăpadă. Și zice că din cauza frigului, vrăbile, ca să nu înghețe fântâna, au construit din lemn un fel de căsuțe de-astea cu acoperiș ca să mențină acolo o anumită temperatură. Vrăbile de frig intrau în căsuțele astea și se agățau așa de tavan, știi?
Și ei se duceau și cu șapca, le adunau așa în șapcă, le aduceau acasă, le opăreau și mâncau vrăbii. O ferie de lămâie, mai acră. Spunea Florin Piersic la televiziune că a slăbit cu iaurt. Aiurea, iaurtul îngrașă. Un iaurt mic, 13 puncte. Un iaurt mare, 26 de puncte. A spus și în revista Femeia. Slănina slăbește. 300 de grame de slăninuță de porc, 3 puncte. Nimic mai simplu decât să slăbește. Eu țin un calcul al punctelor. Da, și mănânc orice, dar nu depășesc 40 de puncte. Dar mănânc orice. Macaroane. O porție de macaroane, 120 de puncte. Iau o porție și mănânc o macaroană. 7 puncte. Mai am voie 33. Chifteluțe. O chifteluță, 17 puncte. Un sfert de chifteluță, 4 puncte și 25 de punctișoare. Îmi mai rămân 28 de puncte și 75 de punctișoare. Mă duc pe jos până la adunații copăceni. 30 de kilometri, dau jos 3 kilograme, înseamnă minus 26 de puncte. Pot să mănânc un cremuști. Coaja. Dacă e de plastic, mai bine, minus 4 puncte. Părinții tăi te-au văzut pe scenă și cred că au fost foarte mândri. Vai, de tata, tine. Cea, vai de mine, dragă. Dar deși onoare, te bucuri tu. Da. Este o bucurie extraordinară, e, nu? Sigur că pentru... a fost fericit. Mama nu... Pentru mama eu eram Stella. Clar. Nu eram nici prea frumoasă, nici prea deșteaptă. Eram Stella ei, știi? Nu avea asta să se mândrească cu mine. Sau... Și eu câteodată întrebam, dar bine, mamă, puiul mai ales. Bine, mamă, dar Stella? E, Stella e Stella. Spune-ne, care este secretul fericirii tale permanente? Această profesie, să știi. Afară de faptul că a plecat puiul, pentru că totul era împlinit cu puiul, știi? Măi, eu n-am avut starea aia, că vai, bărbatul, femeia, vai, firariel al naibii, vai, eu n-am avut asta. Eu am avut cu puiul o înțelegere perfectă. Și așa m-am simțit cu adevărat împlinită cu el, știi? Dar după ce s-a dus, nu mai a rămas decât profesia. Pentru destinul tău putem spune viața cu puiul și apoi viața de după sigur puiul. Că da, sigur. Întâlnirea cu puiul a fost un lucru extraordinar. Nu știu când a trecut timpul depănând amintiri. Știu doar că pofta ei de viață e molipsitoare. Că nu pot să fi trist după o întâlnire cu Stella. Că îmi doresc eu și milioane de alți români să o avem încă un timp aici, lângă noi. Și cine știe, să-i citim și cartea. Știu că ai de gând să scrii și îți doresc să-ți găsești puterea și tihna. Dar nu vreau să am încă timp. Nu vreau să am timp, dar... dar atunci când vei scrie, vei scrie cu siguranță despre viața ta. Sigur că și da, sigur și... te-ai gândit cum se va intitula cartea vieții tale. Ei, nu știu. Nu, la asta nu m-am gândit. N-ai încă un titlu? Nu, n-am găsit. Pentru că eu vreau să fac viața mea privită în relațiile cu artiștii și cu oamenii. Un posibil titlu al cărții este cu siguranță Un destin ca în filme. Da. Știi că eu am o rugăminte și una din rugămințele mele este: Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai dăruit și îngăduie-mi să mă mai bucur de ceea ce mi-ai dat. Pentru că nu m-am săturat de viață, pentru că nu sunt supărată pe viață, pentru că viața este extraordinar de frumoasă, indiferent ce ți se întâmplă. Indiferent, cu bune și cu rele, viața este extraordinară. Am dat fete mari, am fete mari, și am uitit să vreți să carte, ieșite-te călcăză, că frumță sunt precis, și-am dau aiu, e parte, ca ele de cuminți, nu saltele la blaș, e numai brajul nu-i premare. Am două fete mari și nici la București nu găsește așa fecioare. Și... Stella Popescu!